Într-o zi vom schimba ceva. Vei fi mândru că vei fi român în țara ta. Va fi altfel, ai noștri nu vor mai pleca pentru un ban în plus până în America. Nu vor mai lăsa familia acasă, copiii plângând pe care dorul îi apasă. Viața prin străin, ești ars, fals. Sărbătorile de iarnă sunt motivul principal pentru cei plecați din țară să se întoarcă acasă iar. Vor veni lângă familii și tot ce în țară au lăsat, fiindcă voi, cei în costume, ați dat țara peste cap. Voi ne-ați mințit viitorul, conturați și trageți linie, voi ați făcut ca familia să nu mai fie familie. Pleacă de nou, că nu e cum traiu, e scump în țara noastră. Moare omul de foame în țara la noi. Cu un salariu de 8-9 milioane nu se merită ca să întreținem o familie. Și care pleacă... ca să mai avem și 4 copii. Cei care pleacă sunt nevoiți să plece. Nevoiți că n-au cu ce trăi în țară la noi. Am, da, am copii plecați. Am. Și vor veni acum de sărbători? Ei, bineînțeles, ca fiecare... Cum sunt catalogați românii în țara străinilor? Pe unde muncesc? Ultimii oameni. E luați cum m-aș duce eu slugă la cineva. Că... Și e copii cu capul pe umăr, e dăștepți, e tineri cu putere, e tineri cu capul pe umăr. Aici, din păcate, nu au viitor. Aici le-a închis uzinile, le-a închis tot. Unde să vă... Pe mâine mă lua de umăr, aveam 3 copii și m-am angajat, aveam copii 3. Și m-am angajat, am făcut un pic de pensie. Dar copiii mei... Era mai bine pe timpul lui Ceaușescu? Da. Oh. Eu așa zic. Cel puțin muncea lumea. Eu muncea lumea, am și o pensie de 500 de lei. După timpul lui Ceaușescu. Nu plecau părinții în afară să-și lase copiii în țară sau invers, nu? Plecați prin Europa, nu cu autobuzul? Aici, prin județ. Am crezut că vă duceți să aduceți românii din afară, care au plecat. Oh. Nu. Ce transmiteți românilor plecați în afara țării? Oh, de-abia am venit. De unde? De Spania, de 14 ani plecat. 14 ani a stat acolo? Da. Nu-i doamnă printre străini? Am, cum să fie? La muncă internă, cum să fie? Greu? Gazugă. La o lună de zile aveam liber. La o lună. Ca să plec să văd. Aveam 2 surori. Stătei acolo, cum era asta. Asta este. Copii. Părinții acolo, părinții aici, părinți. Invers. Am murit, dar n-am putut să fiu la moarte. Nu pot, nu dă voie. N-ai recup. Saragoza, cum am stat acolo, jumate din, mai ales teritoriul, din Bobiți acolo, în Saragoza. Nicăieri nu-i ca acasă? A, de ce mai vorbim? Ce mai vorbim? Să știe de sărbători acolo sau de ceva? Mulți trăiesc doar cu speranța, crezând că într-o bună zi vor veni din nou acasă lângă părinți și copii. Vin numai de sărbători. Aici nu au viitor. Românii își fac viitorul în țara străinilor. Ei, cei ce ne-au condus țara, au făcut ca noi românii să ne punem România în fragmente pe harta lumii.